catalogul sub braț și mă ducându-mă la masă, fără să fie clară noțiunea de funcție, subjecție, injecție, bijecție. Când v-am întâlnit pe dumneavoastră, când am întâlnit lecție dumneavoastră, totul s-a făcut lumină în fața mea. M-am dus la definitiva și la partea pedagogică, când acolo există și o parte asta, cum predai lecția asta, partea metodică, am spus, eu predau după proful meu. Mă uit la lecțiile și cum face el, dacă vreți să aflați, uitați-vă și voi, profesorii, care erau în comisie. Deci, eu am avut o stare de bine, cum vă închipuiți, când tânăra profesoare mi-a spus clar, românește, că aceste noțiuni nu le avea deloc clare. Și chiar așa și vorbit. Profesorul iubește prăjit, dar așa s-a exprimat. Era supărată pe ea. Da, nu supărată pe faptul că la facultate lucrurile nu se predau pentru a fi înțelese. Și pe ea, într-un fel, că aceste lucruri nu erau clare. Că nu le-au văzut așa. Da, naturalețea, sinceritatea ei m-a marcat. M-a mers la suflet. Că rar se întâmplă ca să ai puterea să spui că nu merg la masă. Se storge, nu șocavă, probabil. Da, formidabil. Storice, nu știu, da, spunând, iată cum te prezinți în fața copilului și cum vrei să-l convingi tu de ceva ce tu nu știi. Ce tu nu ai înțeles. Da. Am povestit chestia asta. O dată, de două ori, de trei ori, de explicat și am înțeles și eu, domnule. Cum de-a înțeles, profesorul cu studenții. Așadar, deci noțiunea de funcție este o noțiune pretențioasă. Înțeleasă cum trebuie. Și clar, în mintea voastră, vă va oferi șansa, încă o dată spun, să abordați cu multă legeritate tot ce înseamnă matematica lecțiilor. Începând din clasa a noua, lucrurile se așează, de aia se face în clasa a noua cu toată povestea asta. Și veți vedea cum, așa v-am spus-o, când în clasa a șasea s-a strecut mulțimea lor întregi și plus cu minus, nu știu ce, nu știu ce mare drag era și văd și acum, totdeauna. Copiii care nu înțeleg și învață mecanic semnul algebră, dau tot timpul răspunsul la întâmplare. Iar eu am spus-o. Așa cum se întâmplă acum, dacă se aduce de la clasa a doua, un cerc cu mare la clasa a întâi, minus 3, minus 4, minus 5, minus 7, datoriile pune deoparte și face le adună pe cele și nu știu. De fapt, el face semnul algebră în culise. Așa cum spun acum cu funcțiunea de funcție, dacă este înțeleasă, veți avea o șansă imensă. Nu-i nimic. În seara asta v-am obosit. V-am stresat cu funcțiunea de funcție. Dar eu... E dovada... Că nu-i mai interesează toate limitele, mă. Mi-a s-a la transmis. Am. Da, vă spun să-i se spresați. Lasă-ne! Da. Am spus, o să-mi finalizez ideea, deci noțiunea de funcție rămâne una definitorie pe bază de toată perioada facultății, tot ce veți face. Nu există fără noțiunea de funcție. Nu există, să ne facem o Mai are un cum, ce, dacă se explicați. Dar am finalizat acum cu funcția. Subjectivă, injectivă, sper că s-a înțeles care este obiectivul meu. Problema mă nu are din geometrie. Spune-mi. Subiectul 3. Într-un decor
Circular drept. Cont circular drept. Are secțiunea axială. Deci în ipoteză. Cont de cont. De cont. Circular drept. Cont de cont circular. Are secțiunea axială un trapez isoscel, ABCD. La secțiunea axială. Trapez isoscel, ABCD. ABCD. Trapez isoscel. Trapez. Isoscel, coada mare AB. Îl și fac. Ca să mă duc repede. AB, deci, e baza mare. AB. Și BC egal cu CD. AB, CD. Dar nu, cred că nu-i invers? AB, CD. AB, CD, așa. CD, că zice că AB e 8 cm. Așa. Și zice că BC egal cu CD. B, C, cu CD. Hai să duc un pic mai jos. Ca să se întâmple chestia asta, da? Și la școală. Da? Iată că așa. Da. Deci scriem acolo AB 8 cm. AB egal cu CD. Nu, AB 8 cm. Nu, AB egal cu 8 cm. 8 cm. BC egal cu CD. Și dacă zice că măsura unghiului ACB poate oare ne-a dat în felul că zice așa măsura unghiului ACB 90 ACB da? 90 aici deci măsura ACB 90 și acum în concluzie arătați că raza bazei mici, R mic, da. A prunchiului de pon are 2 cm. Cât e la raza. Și B, volumul prunchiului de pon. Volumul prunchiului de pon. Și C, arătați că există un punct situat la distanță egală de punctele ABC și D. Da. Arătați că există un punct situat la distanță egală de punctele A, B, C și D. Există un nem ce aparține interiorului lui A, B, C, D. Așa, la distanță egală. Așa, distanța de la M la A. Egal cu M, B. Distanța de la M la A, B. Egal cu distanță. Adică, cum am spus mai târziu, M, A, egal cu M. Și egal cu M, și egal cu M, D. Și egal cu M, D. Așa. Bun. Deci la punctul C, eu n-am făcut asta. La ce? Mirna, l-ai pomenit când a fiesta? M-am dus, am zis că în mijlocul o oprim, dar nu e mijlocul. În mijlocul din o oprim. Voi, unde v-ați dormit? Iar Mirunal bănuiește aici. Da, nu e acolo. Nu este acolo. Ți-ai dat seama că nu. Voi unde l-ați bănuit s-ar afla acest punct? Nu degeaba... La diagonalelor. Uite, va fi de intersecția diagonală. Dar asta mai cum așa... Ai spus-o la presneală sau era argumente? Așa de bani. Argument, ar trebui să spui că distanța de aici până aici e egal cu asta. Da, cât a prezis așa. Așa și. Asta cu asta și cu asta, da. Dacă aici îți mai... Tu îți dai seama că asta e cât asta. Ar trebui ca punctul ăla, să zice, M, D, M, C și M, A și M, B să fie raze. Da, în... Ca și cum ar fi înscris într-un cerc. Da. Deci trapezul ăla să punem scrie. Pe unde s-ar afla modul ăsta? Tu ai zis că s-ar afla la mijloc, nu-i renunțate. Adilea tot aici, un pic mai sus, nici el nu are dreptate. Numai că avem că BC egal cu CD, poate, în cazul ăsta? BC egal cu CD egal cu AD. Adică trapezul ăsta? Da. Maria, vreau și să zic și tu cum vedere. Deci, el a zis aici la mijloc, mai sus, mai sus, mai jos. Bănește totuși pe ouă prima fel. Ești convinsă. De ce pe ouă? Care poate?
că axa de simetrie este axa de simetrie a trapezului. Pentru că numai așa, de oriunde, este mediatoarea lui AB și a lui DC. Dacă e mediatoare, e perpendiculară pe mijloc. Și asta înseamnă că orice punct de aici, la egală distanță de A și de B. Mai sus, de C și de D. Orice punct, așa și așa este egal. Înseamnă că tu trebuie să fii undeva, încât asta, să fie cât asta, cât asta. Deci, este un prim pas făcut. Deci, trapezul ăsta fie inscriptibil. Exact. A, așa se cheamă, este inscriptibil, adică este înscris într-un cerc. Până în momentul de față, am stabilit împreună că distanța nu este pe o oprim. Asta e categoric. La intersecția mediatoarelor? Da. La intersecția? Medianei. La intersecția? Mediane. Sau bisector. Nu, bisectoarele alea înscris. La intersecția ai zis mediatoarelor. La intersecția mediatoarelor cui? Unui triunghi, dacă nu mai. Da. Sau la intersecția mediatoarelor laturilor, segmentelor. Când zic mediatoare, unui segment. Deci, ar trebui să mai duc mediatoarea lui CB. Și ar trebui să iau pe mijlocul lui CB. Nu? Deocamdată, mediatoarea lui avea pus-o. Și-a o oprim. Și-a lui CB. Dar fiindcă vorbim deocamdată să scriem triunghiul ABC în cerc. În cercul acela. Am mediatoarea lui AB. Mai întâi mediatoarea ori a lui AC, ori a lui BC. Pe BC sau nu? Mijlocul lui BC. Și duc perpendicular. Atenție! Oare unde o tai? Prin om. Chiar prin om? Ok. Ce mă, ce hai mă să fie? Păi să puteți fi prin om. Cu ăsta, cu primul ăsta. Oi. Păi mediatoarea asta. Să întâlnești, dar de ce ne... De ce le sunt... Deci, de ce să... Ce-a trebuit? Bă, te-ai de una de tine să... E special, dar trebuie să apară de aia. Deci, intersecția... Mediatoare, bă, bă, suntem la mediatoare. Centrul cercului, ce nu scris, am mai vorbit, suntem pe linia asta. Dar de ce trece asta chiar prin linie, doar vreau dus perpendicular aici? Mă, asta nu-i tot perpendicular, uite, uitați, poate asta. Triunghiul ăsta ce fel de triunghiul ăsta? Și asta, ce este asta că mă duc perpendicular? Cum sunt ăsta? Și ce este asta? Și pe unde trece linia mijlocie? Asta e. Deci, da, nu vine acolo. Din cauza asta vine chiar în om. Deci centrul cercului, circumscris, dar pe sol, e chiar O. Aici cred că împreună am stabilit că e undeva pe O oprim. Întrebarea era unde? Scăpați din vedere un lucru. Că unghiul ăsta e de 90. Că dacă ați fi fost atenți. A, C, B, că unghiul ăsta e de cerc. Ce, la cine se uită? Cât e arcul subîntins când unghiul din 90 de grade? Unghiul din 90 de grade jumătate, dar am văzut. Ce devine AB? Diametru. Da? Arcul ăsta devine? Diametru. Arcul AB devine diametru. Da? Coarta cea mai lungă. Și a trat răspunsă. Deci, voi ați intuit că e undeva pe O oprim. Și unde este O? Și nu. Așa aici. Deci M e O? Deci M este e la O. Pentru că numai așa. M A cu M B este. Da. Cu M G este. Cu M D și cu toate. Și cu M D și toate la fel. Intersecția mediatoarelor. Nu, nu se poate. Deci la intersecția mediatoarelor este centrul cercului cercul scris. Și eu am mers pe faptul că am insistat că se afla pe O oprim și ați înțeles de ce.
Și acum, când am dus mediatoarea și a lui BCE, datorită faptului 90 și 90, bine, exact, da? Tot centru de eu, dacă ne-am luat mai ajuns la CB sau tot la NASA? E greu. Da. Cercul început scrisai că o castelatură în care era, dar din mai țin ACB sau din tot? A, B, C, D? Păi, e simetrie perfectă. Mă duc și la ADB. La ADB va fi tot așa 90 de grade. Dacă a fost fanfrerile. Ce s-a întâmplat? Da. Ei dau o soluție în care ia trapezul, duce din C, un punct B. Numai că P-ul nu e același cu O, în cazul lor. Zice că PC e mediană. Adică cum ar fi CM la noi. CM, dar nu e median și la noi? Ba da, da. Și într-un dreptunghi? A, dar cum mă duce, nu, din desenul lor nu prea pare la ca și cum ar fi asta. E mediană de ei. Nu prea pare din desen că ar fi piața din desenul lor. Asta nu. La desen. La desen nu prea pare 6, adică nu mai fac iaxa simetrie și atunci mi se pare că distanța. Este perfect ce spun. Să vedem și în manual. Deci, faptul că vorbesc de toate, faptul că este unul din 9 de grade și mediana într-un triunghi de plin este jumătate din ipotenuză. Eu am venit cu o explicație mai atentă, pentru că, haideți să mă fac înțeles dacă a apărut așa, vedeți, există această tentație de a uita la un răspuns. Există obișnuința de cele mai multe ori și asta face ca, dacă e să transformă într-o practică, există riscul ca tu să nu mai ajungi să îndrăznești, să-ți faci tu un raționament, să elaborezi un raționament, poți să găsești și un răspuns greșit. Corect. Dar dacă eu am încredere în toată povestea asta, în tot ce am făcut eu aici, când am vorbit de faptul că secțiunea axială, când e în secțiunea axială, o oprim, asta este diametrul, asta este diametrul mic, diametrul mare. O oprim, este axa, este o oprim. Așa da. Păi și facă cercul. În fapt, într-un cadru. Nu se mai pune problema ca acel P sau M, cum l-am notat cu M. Nu se pune problema decât pe o oprim să se afle. Și ce este o oprim? Mediatoarea lui AP. Ce am căutat un punct situat la egală distanță de A, B, C și D? Unde s-a aflat acesta? Neapărat pe mediatoarea lui O'Prim. Pe axa de simetrie de O'Prim. Unde? Parcă și voi l-ați intuit. Ba la mijloc, ba la intersecția diagonală, ba la perspectiva, ba la dreapta. Neapărat, din cauza că e circunstanță. Deci, asta e clar, nu? Mm-hmm. Ei, acum mai rămânea să localizăm încât să fie la distanță egală și de C și de B. Adică, o, unde să fie? Cu... Sigur, da. Și atunci, unde să fie? Și eu, aici n-am construit, pentru că aici e punctul. Aici e punctul și adică, imediat și nu știu ce. Dar cu ce vă alegeați? Cu ce vă alegeați? Cu doar un comunicat. Și când comunici altul și mă inviți spre o analiză atentă, nu te alegi nimic. Ce număr spectaculos am avut eu aici? Că m-a interesat ca cercul să treacă mai întâi prin A, B și C, doar atât. Că datorită simetriei trece și prin D era ultima fază a problemei. Și ca acest cerc, acest triunghi să fie înscris în cerc. Unde se găsește centrul cercului înscris? La intersecția bisectoare. La intersecția mediatoare. Înscris, a zis. Centrul cercului circumscris, am să spun, da? Pentru problema asta. Se găsește la intersecția mediatoarelor. Și câte mediatoare se duc?
Două. De ce toate? Doar două. Am dus mediatoarea de arte. Am dus mediatoarea din CV. Și unde se întâlnesc ele, era întrebarea. În punctul O, motivul foarte clar, paralel de fin, mijloc, tot în mijloc taie scarpe. Sigur că puteam vedea și invers, triunghiul ACB, fiind descris în lângă 90 de grade, în alte ocuri, și mediana într-un triunghi dreptunghi, de jumătate din ipotenuză, dar am să văd altceva, frumusețea acelui raționament, care să însemne nu un rezultat folosit. Că pe mine, atunci mi-era foarte la îndemnă, spun, mediana, distanța de aici la ori la CO, A, O, B, egală, mediana e jumătate din ipotenuză, cum știți voi raționamentul, dar chiar l-am și demonstrat. De aceea e frumos la matematică. Intersecția mediatoare. Ce lucru vă rămas vă minte? Că intersecția mediatoare nu dă centrul cercului centrul scris. Am actualizat asta. Dacă ar fost centrul cercului scris la intersecția bisecoară, e un punct la egală distanță de laturi. E bine. Și că asta e bine mijlocie. Fiindcă trece prin cele doar mijlocie. Și aici e 90 de grade, sunt paralele. Și recicur ca teoreme acele, nu? Linia mijlocie, dacă taie asta la mijloc, să o taie și cealaltă la mijloc. Iată câte lucruri frumoase ne-am ales aici. Insist, spun. Îndrăzniți elaborați transformente proprii. Că ăsta e momentul de creativitate. Corect, dar nu am niciodată la sfârșit. Dacă încât de în fața unei probleme, a unei greșiți, și tu ai posibilitate să te duci la sfârșit. Exact. Acolo ești tu și greșiți. Și cum tu ai îndrăznit de atâtea ori să ataci lucruri la prima citire, ăsta e lucrul spre care te vedeți? Hai să vedem, să avem și eu părere, un punct de vedere. Să încercăm ceva. Nu suntem blocați în față creștinului. Când ne-am blocat, fugim la celălalt, eu s-am mai spus-o, fugim la altul, deblocăm pe celălalt, mergem într-un loc. Tu stai acolo, înfipt, în problemă, la jumătate și spui, caut idei, nu vin. Ei, și dacă scriu, nu vin. Nu. Asta e altceva, altceva de făcut la subiect de ființă. Să facem sinteză, doamnă profesor. Sinteză, vreau să așa obiecte, să nu știu ce trebuie să zicem. Zice. Ce-am făcut? Dar până acum s-a rândat mai egal cu tăie. Fracția ireductibilă. Prima a fost... Aia cu a doua, suprabela a doua, egal cu... Egalități. 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 Apoi. Și fracție ireductibilă. Funcții. Surjective. Maria. Injective. Definiția noțiunii de funcție. Exact. Definiție noțiunii de funcție. Tabelul de valori. Mulțimea ce... Graficul unei funcții, da? Graficul fiind ce-am făcut? Mulțimea funcțiilor, graficul. Graficul. GDF, mulțimea... GDF. GDF, graficul funcției. Asta știu, GDF, da? Graficul funcției. Și e reprezentat neapărat prin figurativ, ci înseamnă perechile. GDF înseamnă perechile, uite, mulțimea perechilor de tipul X, fiind de X. Da? Da. Și problema fiind. Așa. Și divizibilitate, da? A, da. Da, 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 da.
Păi asta la divizibilitate a fost la fracția aia. Da, dar trebuie să mă demarcăm că a făcut urma divizibilitate toată chestia aceea care de dividează de divizibilitate. Da. La revedere! Nu uitați, 10 noaptea suntem aici!